și lui Gwendolyn ai spus că ești tutorile unei fete foarte frumoase, care are numai 18 ani. Și nu-i nici vreo fătucă prostuță și romanțioasă? Gwendolyn și zeațele vor fi prietene foarte bune. Faceți pe orice vei că, la jumătate de oră după ce vor cunoaște, îți vor pune una altea soră. Soră? Vreau să pară o mușoară cu maniere de la țară. Dacă asta e Londra floare, e păcat de deplasare. Vreau să mă abțin și eu mă rețin. Dacă nu te abții, uite poate și... Ce se mie cerul în Anglia? Ca dumneata, ba ca dumneata. Domnule Worthing! Ridică-te, domnule, din poziția aceea semiculcată sau semisculată. Este total inestetică și nepotrivită pentru orele 5:30 după amiază. Asta e erezie! Poate egoismul este jurnalul nostru al tuturor este memoria. Memoria. Memoria registrează doar lucruri care nu s-au întâmplat niciodată și nici nu s-ar putea întâmpla. Toate romanele 3 volume datorează memoria. Nu vorbi așa despre romanele 3 volume. Trebuie asta bară pe cucioară, dar fi plăios și iubit. Dă-mi că sunt o doamnă, șansă fi la 15 aprilie. O, Gwendolyn, o, înger de afară. O, dragul meu, crescut în geamantan. La niște de mișor și niște seară, am intrat căpător și valida gară. Momente incredibil, se dată mereu de roman. Am înferit manuscrisul de text și pe copil am fost în geamantan. L-ai închis pe baby geamantan. Sper să ne vedem la vecernie, dacă îți va mai cera migrena. Cine poate ști unde vei fi și ce va fi când va opri? Pe frecul nostru